Inițiativa legislativă care prevede anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost adoptată tacit, fără dezbatere, de Senat și va fi trimisă Camerei Deputaților forul decizional. Proiectul a fost inițiat de parlamentarii PMP în frunte cu fostul președinte Traian Băsescu, care propun, în schimb, majorarea substanțială a veniturilor invalizilor și a veteranilor de război, precum și a văduvelor acestora. Aceștia, în prezent, primesc un venit lunar de circa 239 de lei. Din punctul nostru de vedere, o victorie uriașă a Partidului Mișcarea Populară și a normalității, pentru că pensiile speciale reprezintă un furt din banul public. Orice pensie care nu se bazează pe contributivitate, ci pe cătășicul politicienii, trebuie să dispară din punctul nostru de vedere și este anormal ca după 45 de ani de muncă să fie pensionari care primesc 700 sau 800 de lei pensie, pe când șmecherii a ajuns să primească pensii de 35.000 de lei, undeva de 50 de ori mai mult decât un om normal. Dacă legea ar fi fost adoptată azi, s-ar fi anulat aproximativ, cred că vreo 9.500 de pensii speciale. Acești beneficiari de pensii speciale sunt în creștere de la an la an. Potrivit Casei Naționale de Pensii, la finalul lunii octombrie 2018, în România erau aproape 10.000 de beneficiari de pensii speciale, fără a lua în calcul militarii și polițiștii, pensia medie fiind de peste 17.000 lei. Noi suntem singurul partid care susținem anularea tuturor pensiilor speciale, cu excepția celor acordate veteranilor de război, iar în opinia PMP, pensiile speciale sunt un furt din banul public, pentru că ele nu sunt calculate conform principiului contributivității, fiind rezultatul unor înțelegeri nefirești. Anularea pensiilor speciale ar fi un prim pas crucial în reechilibrarea balanței bugetului asigurărilor sociale, dacă tot vorbim că zilele care urmează va fi adoptat buget. Potrivit informațiilor transmise de Camera Deputaților și Senat anul trecut, numărul parlamentarilor pensionari este aproape dublu față de cel al senatorilor și deputaților în funcție. 506 foști deputați și 221 foști senatori primesc celebra indemnizație pentru limită de vârstă. În total, 727 foști demnitari față de 465 cât numără în prezent Parlamentul. Pensiile speciale sunt cuprinse între 1.800 și 13.500 lei pe lună, iar costul lunar al acestora depășește 3 milioane de lei.